Continuă seara dezvăluirilor aici la România TV, doamnelor și domnilor. V-am pregătit un reportaj anchet. O să vedeți în această seară cum se șterg urmele la firmele lui Florian Coldea. Sunt imagini exclusive filmate de reporterul România TV. O să vedeți cum saci în care ar putea fi probe au fost mutați la repezeală. Avem și anunțul premierului foarte important după demascarea rețelei generalilor, dar o să discutăm împreună cu invitații mei și despre tentativele de asasinat mușamalizate de rețeaua Coldea, omul care căra banii mafiei politice. Ne întrebăm dacă a fost extras sau lichidat. O să vedeți imediat despre cine este vorba. De asemenea, cum s-a mufat rețeaua colderistă la economia subterană, politicienii lui Coldea, cum voiau să acapareze puterea și cum acționa mafia politică, vorbind de dosare croite la comandă. Alianța care își spulberă contracandidații la alegeri. O să vedeți cum influențează mega-scandalul Coldea alegerile. De asemenea, cum îl ajuta spionul rușilor pe baronul Lamborghini. Imediat, permiteți-mi să vă prezint invitații mei de la această oră în platoul România TV, doamna Oana Florea, reprezentant PSD. Bună seara, doamnă! Bună seara, bine ați venit! Avocatul Sergio Andon, bună seara, domnule avocat, vă mulțumim tare mult pentru prezență. În direct prin Skype, domnii Cătălin Harnage a fost director SIE. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumim. Și Vlad Nistor, europarlamentar PNL. Salut, da! Bună seara, domnule Nistor, vă mulțumim tare mult pentru prezență tuturor, evident. Doamnelor și domnilor, se șterg urmele și de la firma lui Coldea, nu cu cutia, precum la avocatul Trăilă, ci cu sacii de această dată. România TV a trecut pe la sediul din acte al firmei Strategic SIS. Așa se cheamă una dintre firmele de consultanță deținute de generalul Coldea, alături de un alt general, Dumitru Cocoru. Am aflat astfel că aici se produceau sisteme de securitate și că de afacere se ocupa direct însuși cel poreclit FC-ul, adică Florian Coldea. Urmăriți un material exclusiv filmat cu camera ascunsă. Clădirea în care și are sediul în acte firma Strategic SIS este situată la 2 pași de secția 14 Poliție. Mașina parcată în fața vilei e proaspăt încărcată cu fleacuri, dar și cu saci în care poate fi absolut orice, inclusiv probe pe care Coldea și le dorește dispărute. Aflăm de la proprietarul imobilului că firma generalului nu mai e de găsit acolo, deși pe site scrie altceva. 6A. 6A. Aici. Da. Biroul domnului Coldea, Strategic SIS. Nu. N-are sediu firmei? Nu, aici era o firmă Strategic, dar s-a desfințat. Era doar Strategic SRL. Și se ocupa cu sistemele de securitate. Am înțeles. Aceia au votat? Da. Pentru? Pentru consultanță. Ce consultanță? Ce de mai? Toate domeniile oferă domnul Coldea consultanță. Semănați sunteți fratele? Nu, nu sunt. Se ocupa dânsul personal sau? Da, da, da. Da, domnule Harnagea, vin la dumneavoastră cu o reacție. Deci, colegii mei au filmat cum, practic, brusc, la firma domnului Coldea, la sediul firmei domnului Coldea, se făcea brusc curățenia astăzi de dimineață, sâmbătă, așa, a apucat curățenia. Puteau fi niște probe acolo, ceva ce ar fi putut ajuta procurorii? Puteau să fie. Eu mă mir totuși de măsurile procesuale care s-au luat vis-a-vis de audierile de 10, de 15 ore sau 16 ore cât au fost. La ce anume vă referiți? De ce la ce vă miră? La faptul că cei trei au luat totuși niște măsuri extrem de, hai să le spunem, ușoare. După care, țineți minte că domnul avocat Trăilă a fost trimis acasă să aducă el singur, personal, niște documente. Păi dacă acuzațiile sunt atât de grave, și nu mai acuzațiile, dar faptele din spatele acuzațiilor sunt foarte grave, păi presupun că trebuiau deja făcute percheziții înainte de a, sau în timpul în care ei erau audiați ca să fie luate probe. Cine știe, pot să nu existe sau pot procurorii să aibă alte informații, că nu acolo de fapt sunt probele, eu știu, care să-i ajute la dosar. Da, stați un pic, domnule Harnage, să înțeleg. Dumneavoastră spuneți că, din ceea ce ați văzut dumneavoastră, comunicatul DNA-ului și ceea ce s-a întâmplat și acuzațiile care se aduc, care li se aduc celor trei, în opinia dumneavoastră, trebuiau date mandate de reținere în acea noapte?
Pentru toți trei? Doamnă, din moment ce ții mandatul care, în sfârșit, măsura care s-a luat, putea să fie luat după, așa cum spunea și colegul noastră Ciutacu, după 2-3 ore. Nu trebuia să-l ții 16 ore. Puteau să dea cum... De asta vorbeam și eu în platou cu invitații mei înainte să intrăm în emisiune. E cea mai ușoară măsură. Bun, probabil că au fost niște argumente în spatele acestei decizii. Le pot înțeleg și eu. Pe surse, vă pot spune ce știm noi pe surse, s-ar fi luat în calcul o reținere, însă, din cauza sănătății precare a domnului Dumbravă, au luat totuși procurorii decizia aceasta de a le menține doar control judiciar. Cel puțin asta știu eu. Doamnă, putea să fie arest la domiciliu, adică nu era niciun fel de problemă. Adică o măsură nu atât de dură, dar oricum o măsură mai, aș spune, mai bună. Pentru, vă spun, faptele din spatele acuzațiilor sunt foarte grave. Adică modul în care s-a lucrat și folosirea unor resurse umane, din cadrul unor sisteme de informații, structuri de informații care le folosești după ce nu mai ești în structurile respective, lucrurile astea sunt foarte grave. La fel ca ce vedem acum, că nimeni nu s-a dus să vadă ce au respectivii în sediile firmelor. Adică lucrurile sunt, nu știu, sunt luate, nu, eu nu cred că sunt luate foarte ușor de cei care instrumentează, fiindcă eu știu și o cunosc cât de cât pe doamna procuror Moraru și știu că e o persoană, cum să spun, extrem de dură și e capabilă să rezolve cazuri complicate. Dar totuși măsurile și tot ce se întâmplă după toată povestea aia de ore întregi când au stat ziariștii și în fața jandarmeria și toată și jandarmerie, lumea, de, adică lucrurile par o glumă. Adică nu mai e un caz serios, e un caz grav, sau decât am vrut să arătăm că, în sfârșit, putem să-l aducem și pe... să aducem triada Coldea, Cocoru, Dumbravă la DNA. Adică, da. Despre ce vorbim aici? Aș vrea să apelăm la experiența domnului avocat Sergio Andon. Domnule avocat, totuși, plângerea făcută de către Hideg a fost făcută undeva pe data de 12 aprilie. De ce atât de târziu vedem aceste personaje, recunosc niște personaje extrem de puternice, șeful României, șeful statului subteran, celebru Florian Coldea, nu credeam că o să-l vedem vreodată, intrând ca orice muritor de rând pe ușa Direcției Naționale Anticorupție, stând ca orice muritor de rând 13 ore și plecând ușor șifonat la venire. A spus că va face declarații când va ieși, n-a mai făcut nicio declarație, a plecat Valvârtej și ieri a dat un comunicat sec, fără un antet, fără o ștampilă, zici că-l făcusem eu acasă. Pentru mine, semnificativ e un singur cuvânt, și anume, atunci când a ieșit nervos și cu destul aplomb, așa și chiar agresivitate, individul ăsta, Florian Coldea, a rosit cuvântul nevinovat, ceea ce era în totală contradicție. Vă dați seama cum a ieșit din gura șefului suprem? Da, voi demonstra că sunt nevinovat? Absolut șocant în raport cu tot ce s-a venit pe presupuse surse sau s-a difuzat, cu ce impresie lăsa lungă așteptare, cu ce meticulozitatea cercetării lăsa să se înțeleagă că există durata și stăruința în audieri, pe care eu nu dezaprob. Dimpotrivă, lăsa impresia că se fac mărturisiri, că, așa cum s-a zis, se ajunge probabil la un acord de vinovăție, și mă opresc asupra acestei sintagme, deci măsuri, că s-ar fi ajuns la acord de vinovăție, de recunoaștere a vinovăției. Păi atunci cum iese imediat și zice nevinovat, iar la a doua zi apare comunicatul acela scris în lemnul cel mai dur, lemn de fag, de stejar, limbaj, nici pe vremea tuturor ideologilor lui Ceaușescu n-am pomenit un asemenea comunicat, în care, de asemenea, cuvântul esențial e că o să-mi dovedesc nevinovăția. Și atunci, cum să spun, oricât ar fi de tupeist, se bazează pe speranță și a conturat o perspectivă. Pe de altă parte,
se vorbește și nu vreau să-l contrazic pe domnul Harnaugea, dânsul exprimă desigur ceea ce simțim cu toți, că era vorba de fapte foarte grave, dar din ce am aflat de, până acum de la DNA, el nu pentru totalitatea sau măcar o parte concludentă din faptele grave care îți dă notorietate publică e anchetat acum, ci pentru un fleculeț care poate fi grav pentru jurista Oana Florea, scuză pentru avocatul Andon, dar la amploarea tâlhăriilor și manipulărilor și terorii până la urmă pe care a profesat-o acest om, și mă bazez pe multe lucruri, unele știute publice, altele știute din activitatea profesională, e un mizilic ce se merge acum. Și atunci mă întorc la momentul acela, l-am mai evocat eu, al unei scăpări în emisiunea lui Victor Ciutacu pe postul dumneavoastră, când se discuta despre baronul Lamborghini, a intervenit Gigi Becali, care în pofida aparenței de volubilitate și necontrol, e un om foarte controlat în gânduri și de stăiniri, dar a scăpat-o legat de cazul judiciar de la Ploiești și nu de altceva, ce și o să vedeți, a scăpat-o, s-a văzut, o să vedeți ce o să se întâmple, că o să auziți și de Coldea. La data aceea știam doar că domnul director al FBI-ului a vizitat DNA-ul. De ce s-o fi deranjat dânsul până la DNA România, unde-i România? A, da, acolo, dincolo de Portugalia. Deci, dacă s-a deranjat, ne-am întrebat cu toții pentru cine oare, nu s-ar fi deranjat decât pentru un om extrem de important. Deci spuneți noastră că din exterior vine, de fapt, a pornit această acțiune împotriva lui Florian Coldea. Doamna Romanescu, ar fi o copilărie să credem că numirea într-o asemenea funcție de cea mai mare importanță practică, mai ales, și chiar simbolică și ca putere, e făcută fără numirea, fără sentimentul aliatului strategic. E imposibil, măcar de complezență, dar nu se poate. E vorba de o alianță. Păi bun, și atunci vă întreb ce s-a întâmplat între timp. Păi ce s-a întâmplat între timp? Păi cine... Și mai am o nuanță la întrebarea dumneavoastră. Între timp s-a întâmplat relativ recent, respectiv în ultimii ani, că l-au, presupun, că l-au, adică logic, pentru că cine a dat avizul trebuie să-și pună o părere și la trântirea lui, nu? E, la, e clar că a fost lăsat din mână. Întrebarea mea fiind dacă l-au lăsat de mână, l-au scăpat de mână, l-au lăsat sau l-au trântit. Se pare că nu l-au trântit. Nu, sigur, sunt presupuneri, supoziții, dar repet, din logica asta că nu se poate numi într-o asemenea funcție fără acord și deci nici nu se poate distruge un safe viu de secrete, nu numai de stat, și nu numai ale statului român, și nu numai legat de anumite persoane, ci legate de cele mai influente și importante persoane, să se facă fără un aviz, o părere a aliatului strategic. Vreau să vedem și reacția... Nu aliatul îi dă vină ca zucol, dar îi dă vină propriile fapte, propria îngânfare, propria siguranță de sine, propria lipsă de măsură, propriul banditism. Asta e altceva. Dar cu privire la perspectivă, sunt sceptic, sunt pe tonul comunicatului lui. Ceva s-a întâmplat, pe ceva se bazează. Oricât aș sărui, doamna procuror Iorga. Haideți să vedem și reacția premierului Marcel Ciolacu în cazul Coldea. Prim-ministrul a declarat despre plasarea sub control judiciar a generalilor Coldea și Dumbravă că este bucuros de faptul că în mandatul său de premier justiția funcționează. Iată reacția. Mă bucur că perioada mea de prim-ministru, justiția funcționează și chiar constatam o oarecare normalitate. Nu mai vedem girofarurile de la timpul nopții, luați oamenii noaptea când pot fi chemați la prânz, omenește, nu se ține cont de culoare politică. Cu adevărat, văd un partid, USR-ul,
aia cu Piața Victoriei și cu DNA-ul și votează DNA-ul, că toți spun că e o implicare politică. Nu prea înțeleg cum ar putea politicul să se mai implice în actul de justiție după toate măsurile luate. Și cu adevărat, sunt mândru că Partidul Social Democrat s-a detașat total de acest fenomen și că partidul principal al penalilor a devenit USR-ul. Da, doamna Florea, cum credeți că se va încheia toată povestea aceasta? Pentru că nimeni, repet, nimeni nu s-aștepta să vadă aceste scene pe care le-am văzut ieri la DNA, al Arter, mă rog. Așa este. Așa este. Foarte multă lume credea că domnul Coldea este DNA. Intangibil. Așa este. Vă mărturisesc că eu nu am încă o părere despre ceea ce se întâmplă. Sunt foarte circumspectă, pentru că vorbim de un personaj care de mai bine de 10 ani a avut acces la informații clasificate, la informații strict secret de stat, la informații despre toți oamenii care s-au perindat în acești ani în diferite funcții, din diferite instituții, parchete, nu știu, judecătorii, instituții civile și așa mai departe, instituții militare. Deci mi este, în momentul ăsta eu sunt circumspectă. Deci nu pot să comentez, mai puțin, nu pot să comentez exact măsurile pe care le-a luat doamna procuror. Am văzut că tot au fost comentate și știți de ce? Pentru că este posibil, noi nu știm probatoriu, este posibil să aibă la dosar probe suficiente, astfel încât, că până la urmă arestul preventiv e o formă de a-ți proteja viitoarele probe, adică persoana respectivă poate să aibă acces să distrugă anumite probe. Păi, am văzut aici la firmă, s-a făcut curățenie astăzi, deci, nu i-a deranjat nimeni. Nu știm dosarul, e posibil el să fi fost în lucru de mai mult timp, e posibil ca probele să fie deja suficiente. Repet, domnul Hideg a făcut plângere pe data de 12 aprilie, dacă nu mă înșel, a fost la DNA și l-a reclamat pe Florian Coldea. E posibil ca în această perioadă până acum să fi fost niște mandate de interceptare, de, nu știu, filmare, video, audio și așa mai departe. Păi, oricum au dar, fost. N-ați văzut că se înregistrau între ei. Ăsta e defect profesional. Trebuie să remarcăm ceva. Că în urmă cu, nu știu, 10 ani, erau niște oameni care săreau în piața publică și ziceau cine nu sare ia condamnare. În condițiile în care, sigur, în fiecare dimineață ne trezeam, deschideam televizorul și mai vedeam pe câte cineva luat din pat. Ia să vedem cine vine la... Da, așa e. Luat în cu duba condițiile de în care stradă. Vedeam pe scările de neaule, mai țineți minte cum era coada aia pe scările la DNA? Da, da, da. Cu imaginea premierul, e... cu ministrii, da. Cu... Da. Deci, noi am trăit zilele alea. Iar acum, acest personaj care este acuzat de niște lucruri mult, mult, mult mai grave, este în control judiciar. Putem să facem o paralelă. Putem să vedem care atunci erau de partea acestui stat paralel. Aveam culoarele din justiție, aveam protocoale. Deci eu sper că niciodată nu o să ne mai întoarcem acolo. Pentru că aceste lucruri n-au nicio legătură cu democrația, să știți. Nicio legătură cu separația puterilor în stat. Și închei că cu asta începusem. Eu încă observ ce se întâmplă pentru că nu am o părere obiectivă. Sunt foarte multe semne de întrebare aici. Da, domnule profesor, vin și la dumneavoastră, pentru că eu v-aș întreba de ce acum se întâmplă această mega anchetă, pentru că nu știu câtă lume a auzit de Cătălin Hideg înainte să meargă la DNA și să facă această plângere, dar cu toții am auzit de Elena Udrea. Vă aduceți aminte de Elena Udrea când spunea, domne, țipa, domne, am fost la DNA, domne, am făcut plângere, domne, m-am dus cu dovezi legate de Florian Coldea. Și nimeni n-a băgat-o în seamă. Deci, doamna Romanescu, încep prin a spune că, spre deosebire de toți antecedenții mei, din poziții diferite, unii ca juriști, alții ca persoane cu lungă experiență în proximitatea serviciilor speciale, eu nu am expertiza aceasta. Dar eu pot să vă mărturisesc că sunt un foarte atent observator al scenei publice românești. Și ce ați constatat? Sunt câteva lucruri cu adevărat ciudate care au fost deja semnalate. Primul este, până la urmă, după o audiere atât de lungă cum eu nu mi-aduc aminte să fi văzut în ultimii ani, rezultatele sau duritatea măsurii a fost minimă.
Asta este ceva ce nu poate să treacă neobservat. Al doilea rând însă, nu îmi pot imagina că doamna procuror poate să se gândească, sau altcineva de la DNA să se gândească că ar putea, nici nu cred că au interesul, dar chiar dacă l-ar avea, să facă mișcări favorabile persoanelor implicate, dintr-un motiv foarte simplu. Evenimentul în sine a reprezentat un cataclism pentru scena publică românească, nu neapărat politică. Cred că și pentru statul paralel. Pentru statul paralel, dar și pentru realitățile politice oficiale. Pentru că nimeni în țara asta, cum bine spuneați mai devreme, nu se aștepta la ceea ce s-a întâmplat cu două seri în urmă. Așa încât eu cred că lucrurile vor funcționa și vor funcționa în sensul îndeplinirii justiției. Nimeni nu vrea altceva. Nimeni nu vrea să vadă din nou nevinovați condamnați, cum am văzut cu toți în foarte multe rânduri în ultimii ani, și nici vinovați scăpați de instanțe, cum din nou, din nefericire, ni s-a întâmplat. Numai că aici cred că cel mai important lucru în acest moment este viteza. Eu cred că, sigur că dosarul va fi, sper, unul cât se poate de atent pregătit, numai că ritmul în care anchetele se vor desfășura va trebui să fie unul extrem de alert, tocmai pentru opinia publică românească. Vreau să mai vedem, să mai vedem niște informații care vin de la colega mea, Roxana Ciucă, referitoare la asasinatele și tentativele de asasinat mușamalizate. Ei bine, ar putea fi redeschise acum de procuror pentru implicarea lui Coldea în cazurile celebre de acest fel. Unul este cel al lui Codruț Marta, vă aduceți aminte, omul care căra sacii cu banii mafiei și care au ajuns la sistemul mafiot controlat de Coldea și compania lui. Și vom vorbi și despre tentativa de omor a afaceristului Mihai Tufan, pe care colderiștii l-au scăpat cu mai puțin de 2 ani de stat după gratii. La 12 ani de la dispariție, procurorii pot relua această anchetă, mai ales că probe importante au dispărut de la dosar de-a lungul anilor. Colega mea, Roxana Ciucă, ne explică. Roxana. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Avem informații noi din dosarul lui Codruț Marta, cel care cărea sacii cu banii mafiei la vremea respectivă, din dosarul care au dispărut probe extrem de importante, pentru că era omul sistemului la vremea respectivă și nu mă credeți că era omul sistemului, păi vă explic imediat care a fost legătura lui Codruț Marta cu apropiatul lui Florian Coldea, Vasile Cămărăscu. Vasile Cămărăscu a ieșit la pensie în urmă cu câțiva ani de zile, dar în anul 2011 a fost fotografiat pe o plajă din Atena împreună cu Codruț Marta și aceste probe, aceste mărturii au fost deja depuse la dosarul cauzei plus foarte multe interceptări. Acest Vasile Cămărăscu a și fost cercetat în trecut, însă a fost la vremea respectivă, vă spuneam, unul din apropiații lui Florian Coldea și colegi în Academia de Informații în urmă cu mai mulți ani de zile. Deci iată că sistemul, stimați telespectatori, s-a implicat și acum rămâne de văzut dacă anchetatorii vor decide sau nu să încheteze și toate aceste aspecte, toate aceste legături, pentru că, vedeți dumneavoastră, dosarul morții lui Codruț Marta s-a tot plimbat de la o instituție la alta, de la parchetul general, la Direcția Națională Anticorupție, la parchetul din Ilfov, iar acum este la parchetul de pe lângă Tribunalul București și autoritățile refuză în continuare să declare mort pe acest afacerist. Da, domnule Andon, s-a discutat mult despre cazul Codruț Marta, despre care nu știm până la urmă ce s-a întâmplat. Da, și lista... Lista poate continua. Lista poate continua. Doresc adevăr, am încredere profesională și în doamna procuror Iorga Muraru și în șeful dumneai, șeful DNA-ului, dar avem reflexul, cercuri foarte lași, chiar și domnul prim-ministru în ce a spus adineaur, când a zis că sub mandatul dumnealui justiția o să funcționeze. Guvernul n-a nicio legătură cu justiția, dar în sfârșit trecem peste asta. E o declarație care dă bine, da, la public. Nu, dă bine, nu, dă prost după mine. Eu, dacă intenționam să-l votez, acum mă gândesc mai mult, pun pe seama unui consilier, dar n-are importanța asta. Ideea e următoarea. Justiția, bună, rea, cum e ea, cu păcate, evident, dar nu atâtea câte îi se reproșează, e o moară care macină ce îi se dă.
aduci grâu, scoate făină, aduci porumb, scoate mălai, aduci neghină, păi, scoate... Dar, domnule avocat, numai că mai avem o parte din justiție care, iată, din ce aflăm din referatul procurorilor. Sigur că da. Justiția aceasta pe care o controla Coldea. Păi, ați văzut? Tocmai mă refer la perspectiva succesului unei anchete care ar vrea să răscolească și să dezvăluiască tot ce să dezvăluie tot ceea ce e legat de trecutul negru al acestui cuplu sau al acestor oameni. Ori stărui, va fi bine, sunt inspirați, sunt meticuloși. Problema e că până la urmă, justiția care judecă, dar prin intermediul organelor de urmărire penală care le dă materialul, depinde de ce informații le au gata pregătite. Și asta vă spune nu fostul ziarist, ci fostul anchetator de procuratură. Adică și atunci ajungem la acest cerc vicios care explică în mare parte eșecurile justiției de până acum. În cazuri evidente pentru opinia publică. În afară de eventuale și sunt cazuri de corupție, chiar pentru judecătorii onești și fermi, în condițiile unor drepturi de apărare corespunzătoare statului de drept, ei sunt până la urmă prizonierii materialului informativ pe care îl au. Ăsta a fost de proastă calitate în acești 35 de ani. Știți din cum ce? Poftiți? Știți cum o să ne dăm seama dacă dosarul ăsta e pe drumul bun? Dacă... Da, sunteți de acord că a fost material informativ insuficient? Numai puțin. Da, dacă acest dosar este pe drumul cel bun, o să aflăm numai dacă de la el se vor disjunge sau vor porni alte anchete și alte dosare. Păi da, stați un pic, stați un pic că, domnule Harnagea, pentru că deja în spațiul public au apărut niște informații foarte interesante. Au mai apărut niște nume, da? Domnul Cocoru, domnul Bogdan Neidoni, chiar și fiul lui Adamescu, cel bănuiesc că este vorba de cel fugit în Anglia. Deci apar niște nume, oamenii ăștia bănuiesc că trebuie chemați și ei să dea declarații în foarte scurt timp. Doamna Romanescu, avem în față trei persoane care au funcționat într-o structură de informații în cele mai sensibile locuri. Domnul Cocoru a fost în sfârșit șef unui centru care s-a ocupat de toate interceptările care puteau să existe și să nu existe pe teritoriul României și în univers. Deci, oamenii ăștia știau absolut tot domnul, ce se întâmplă domnul, în țara asta. Domnul Dumbravă era cel care avea culoarele deschise, așa cum le avea pentru anumite instanțe, judecători, procurori cu și așa mai departe. Cu câmpul tactic, cum spunea dânsul. Iar de domnul Coldea nu trebuie să mai vorbim, fiindcă în sfârșit s-au dat destul de multe informații. Deci aceste trei persoane, făcând în sfârșit, până la urmă, faptele de care, pe care le-am citit în rechizitoriu, în informarea care ne-a trimis-o DNA-ul, face ca SRI-ul să devină, ca și imagine, un serviciu nu atât de, hai să spunem, apreciat, fiindcă toți din exteriorul României, sigur, având în vedere că sunt, în afară de domnul Coldea, sunt alte două persoane extrem de importante în funcționarea unui asemenea structuri. Și atunci toți se întreabă, cum au putut oamenii ăștia să plece, să facă alte lucruri care, în sfârșit, se pare că nu au fost tocmai legale, cu resurse, cu rețele și așa mai departe, și să nu se ia nicio măsură. Din cauza asta, eu am spus mai devreme că înțeleg măsura procesuală extrem de ușoară, fiindcă o măsură dură până la urmă se revarsă, se duce și în imaginea pe care o are SRI-ul. Și SRI-ul ca structură nu trebuie să fie afectată de greșelile sau derapajele unora care Noi nu vorbim în acest moment despre actuala conducere a SRI-ului. Nu, dar nu e vorba de conducere. E vorba de niște persoane foarte importante, cum să spun, care aveau informații din cele mai sensibile.
Asta spuneam ieri, că nu cred că mișca ceva în țara asta fără să știe FC-ul, așa cum era. Da, doamna Romanescu, dar domnul Harnagea poate să confirme seriu, între altele, are o direcție foarte importantă, direcția de apărare a Constituției. Este sau nu, domnul Harnagea? Da, e protecția internă, care da. Eu cred nu, nu, și de apărare a Constituției. Ăsta e profilul ei. Da. Atac mai puternic la adresa regimului constituțional, a echilibrului puterilor în stat, a tuturor principiilor care fundamentează statul sau ar trebui să fundamenteze statul român actual, decât tipul ăsta de a folosi puterea informațiilor pe care o monopolizau dânsii, ce poate fi? Acea divizie e cea care, bineînțeles, cu acordul conducerii, ar trebui să facă să aibă un obiect de a observa ce s-a întâmplat în apropierea ei în alte moduluri ale serviciului. Interceptări, relații cu justiția, bun, dar separat e apărarea Constituției. Domnule avocat, în informațiile care apar la DNA, îl auzim pe unul dintre cei înregistrați că, domne, FC-ul și, mă rog, oamenii, șefii, șeful cel mare face niște eforturi să obțineți închisoare, o pedeapsă mai blândă, închisoarea cu suspendare, că despre asta este vorba. Hideg le-a dat niște bani ca să obțină... Trafic de influență până la urmă. Păi asta e acuzația de trafic de influență. Deci, practic, eu vreau să înțeleg că nu am înțeles bine de la procuror. Deci, domnul Coldea ce făcea? Se ducea la judecător și îi spunea ce? Eu sunt Florian Coldea și vreau să-i dați pedeapsa minimă lui Hideg? Sau care ar fi fost procedura? Că eu nu înțeleg. În primul rând, s-a creat un grup, un grupuleț sau în instanțe cheie, în special la secțiile penale, existau anumite persoane care, dacă n-au fost vulnerabile, au fost făcute vulnerabile sau fals vulnerabile. Nu toată lumea. Cele care trebuiau să judece și știm dintr-o serie de cazuri cum nimereau dosarele care îi interesau în sens represiv sau în sensul toleranței la anumiți magistrați. Inclusiv practica, dacă vă amintiți, a fost o lungă perioadă când arestările se luau vinerea. Se luau în vinerele în care erau siguri că judecători de drepturi și libertăți o anumită persoană. Știu din mărturisirile unei distinse mai vechi judecătoare suprem cum se lucra asupra magistraților onești. Apărea într-o fițuică locală, de unde era persoana respectivă de origine, o știre într-o fițuică locală, probabil controlată tot de ei, pentru că aveau și pârghile astea. O informație că cineva a furat un sac de porumb și la un fleac se adăuga rudă cu judecătoarea sau judecătorul. Îl compromitea și îl trimitea în altă parte. Nu, ia uitați, ce ziceți? E ceva adevărat? Îl întreba cineva pus pe magistratul respectiv. Ăsta sigur că se crispa, n-avea nicio legătură, deci bun, da o declarație, îi se cerea și rămânea bine, lăsați atunci că e în regulă tot. Și se păstra declarația aia până venea momentul să se dea o soluție. Era una din căi. Pot să vă dau, nu-i vorba de persoana respectivă, dar să ne gândim la drama judecătoare Piciarcă de la Curtea de Apel București, o judecătoare foarte importantă în secția penală și destul de represivă. La un moment, da, se știe și cazul, n-a răspuns comenzii, pentru că nu era legal. Au legat-o și au pedepsit-o mai sever decât pe alții. Haideți să vedem, să discutăm o chestiune, pentru că începem să facem niște legături. Vă aduceți aminte, pe vremuri, USR-ul spune așa, domne, DNA să vină să vă ia, DNA-ul este extraordinar, DNA lucrează, e bine, domne, să ia pe corupții ăștia de la PSD, de la PNL. Ei bine, de ceva timp, de vreo câteva luni bune, toți cei din USR ies la unison și atacă DNA-ul. Acum apare povestea cu Florian Coldea, foarte interesant. Mai mult decât atât, tot din înregistrările apărute în spațiul public, am înțeles că, de fapt, domnul Coldea, împreună cu restul generalilor, voiau să preia puterea imediat după alegeri. Iată! Boții, boții, strigă, boții.
toții și se ghiftuiesc ca porcii. Încurajarea corupției, pentru că asta este ceea ce se întâmplă la nivelul spitalelor. Poții, poții, strigă poții și se ghiftuiesc ca porcii. E aberant și niciuna dintre aceste anchete, pornite de o instituție care pare capturată, trebuie să spun, din păcate, DNA, pare cel puțin parțial capturată, anchete care niciuna nu spune că vreunul dintre cei de la USR ar fi luat vreun cent. Da? Deci într-o țară în care se fură în draci, o țară în care... În care unii umblă cu Lamborghini și apartamente de 600 de metri pătrați, am reținut bine, la stejari, DNA se ocupă de chestii care n-au nici cap, nici coadă. Le e frică tuturor de dosare. Cum se poate exprima democrația? Cum poate trăi liber când instituțiile sunt capturate? Da, asta este un climat al fricii în România. Dacă ești judecător, vrei să o superi pe doamna Savonea și pe cei de la SRI care controlează rețeaua din justiție. Nu vrei să-i superi, că ți se termină cariera, cum a părțit judecătorul Dănileț. Și următorul pas logic din această dezvoltare este folosirea acestor instituții împotriva opoziției politice. Știam că va veni. Știam că se întâmplă, sunt hărțuiți colegii mei. De ce DNA, cu un procuror care i-a îngropat plagiatul lui Ciucă în vârf, face un dosar la comandă? Aici vorbim despre clanul matematicienilor, clanul oamenilor de la MIT, clanul oamenilor cinstiți, care sunt hărțuiți de justiția penalizată, care face dosare la comandă. Și v-am spus, în orice regim, fie că este Belarus, fie că este Rusia, atunci când instituțiile sunt capturate, datoria este rezistența, nu să cedezi și să fugi și să te ascunzi. Uitați-vă în felul cum au fost conduse aceste dosare fabricate. Domnul Bode se laudă din PNL că ne face el dosare la toți foștii miniștri USR. Dar asta spune Bode la PNL. Lucică, au fost oameni în țara asta mai puternici ca tine, mai deștepți ca tine, da? Și care s-au crezut atât puternici și veșnici și au ajuns la pușcărie când au pierdut votul oamenilor și protecția de la pădure. Ai grijă ce faci. Este un partid capturat care urmează să fie înghițit de niște penali. Domnule Nistor, cum e treaba aceasta? Înainte, când erau luați cei de la PSD și PNL, pe scări, urcau scările la DNA. DNA-ul era cel mai bun, cel mai corect, cel mai cinstit. Și acum, când sunt cei de la USR chemați la DNA, DNA-ul, parchetele nu mai sunt bune? Sunt toate corupte? Da, Romanescu. E hazliu. Da, e, da. Dacă n-ar fi de râs, s-ar fi de plâns. Da, nu. De fapt, e de plâns, dar nu putem în primul moment să facem altceva decât să râdem. Pentru că asta e politică pură și de cea mai proastă calitate. Ideea de a instrumenta în așa un hal justiția într-un discurs politic e dincolo de capacitatea mea de om decent, cred eu, de a înțelege. Și mai departe, nu mi se pare deloc onorabil atunci când ai de pildă candidați, că suntem în campanie electorală, candidați care au calitatea de suspecți, candidați importanți, în diverse dosare penale, să te legi de anchetații celorlalți. Eu cred cu sinceritate că țara aceasta nu se face cu adevărat bine decât în ziua în care justiția cu adevărat va funcționa fără de ură și părtinire, cum zicea Tacitus. Ori intenția unor politicieni de a folosi chiar și numai în discursul politic justiția e derizorie, deplorabilă și contraproductivă. Da, vreau să... Dacă vreau să comentați ceva. Da, doar vreau să spun, mă gândeam acum că mie pare rău că din cauza unor astfel de personaje, totuși o instituție care trebuie să existe într-un stat democratic și un stat puternic nu poate să existe fără servicii puternice. Este clar că și imaginea instituției este afectată. Și
Trebuie să vă spun că Serviciul Român de Informații, din activitatea mea, are o imagine foarte bună în afară și colaborează foarte bine cu partenerii străini, mai ales în contextul ăsta cu războiul, că a de jucat foarte multe activități de spionaj din partea Rusiei, de care, desigur, nu s-a vorbit în presă, nici n-avea cum, că au fost atacuri cibernetice pe care am reușit să le întâmpinăm, adică sunt și oameni inimoși acolo care își iubesc țara și lucrează. Și pentru astfel de personaje, de nici nu știu cum să-i numesc, care profită de funcțiile pe care le-a avut pentru a face niște jocuri, pentru a șantaja niște oameni, pentru a face niște bani, totuși doamna o instituție Flore, importantă într-un stat, nu vorbesc de România. Vorbim de milioane de euro aici. Deci un fost șef al SRI, șeful operativ al SRI-ului, eu nu știu dacă așa se întâmplă peste tot. Deci asta cu firmele de consultanță n-a inventat-o Coldea. A luat-o de peste ocean. Deci un fost șef operativ, da? Deci nu cred că se mișca nimic în țara asta fără să știe care Coldea. Care călărea directorii. Da. Își face două firme de consultanță după ce iese la pensie, care îi merg toate struna, adică extraordinar pentru de bine. Pentru că își profituri. Folosea contactele pe care, așa cum am spus și eu, el în urmă cu 10 ani, da? Deci era pe vremea lui Băsescu, are Iohannis 8 ani, deci nu 8 ani, 10. Deci mai mult de 10 ani are în acest sistem. În 10 ani a reușit omul să-și facă foarte multe contacte. Eu am auzit prima oară de domnul Coldea atunci când a fost vorba de răpirea jurnaliștilor, când a fost trimis de Băsescu să-i preia, deci, să facă acel schimb. Era deci 2000... Coldea este creația, apropo de ce spuneați dumneavoastră, domnule Andon, Coldea, în opinia mea, este creația domnului Băsescu. Exact. Nu numai că este pe da și cronologic. Nu trebuie, nu sunt simple supoziții. Așa a fost traseul profesional. A dus la brigada antitero de la Giurgiu, după ce și acolo e de discutat ce a patronat în materie, a fier vechi, domnul Coldea, amintiți-vă. Ce făcea? Așa? Nu, să nu, nu e momentul, că nu avem timp să dezvoltăm tema. Ajunge la antitero, participă la mascarada din Irak, se întoarce, nu știm câți bani duce, nu știm cu ce se întoarce și după aia prinde aripi. Domnul Băsescu îl numește, domnul Băsescu, Petrov îl numește, dar după aceea și mai important decât faptul că l-a numit sau și mai grav, e că își crește, capătă aripi în perioada Băsescu. Atunci a dobândit el această putere uriașă și intervenisem nepoliticos și vă spuneam peste capul directorilor, care au existat în timp. Maior, Helvig, el cât a fost în timpul lui Helvig, el controla caz concret, l-am mai povestit, nu răiau, în care o persoană cu funcție publică și cu telefon scurt îl sună pe Maior să se plângă de comportările lui Coldea. Ei bine, nu obține legătura, îi se face legătura cu Codlea, s-a ajuns la înjurături și după aia la dezlondă. Totuși să nu uităm că Helvig a publicat atunci protocoalele, le-a făcut publice. Păi adică da, nici n-a stat mult sub Helvig. Nici n-a stat mult sub Helvig. Nici n-a stat mult sub Helvig. S-au făcut niște pași atunci. Da, dar important e asta, că pătase, nu numai că Băsescu l-a numit, i-a dat și putere, i-a dat posibilitatea acestei dezvoltări monstruoase, care i-a afectat până la urmă și oamenii din jur. Și a înțeles Băsescu că ajunsese mai puternic decât el. Păi a înțeles Traian Băsescu prea târziu, după ce fratele după ce i-a intrat în pușcărie, după ce doamna Udrea... Era înconjurat de semnale de avertisment. S-a întâmplat ce s-a întâmplat cu doamna Udrea, fiica cea mare la un pas și ea de pușcărie. Deci Traian Băsescu, la un moment dat, cred că a fost trădat chiar de cel pe care dânsul l-a creat cu mâna lui și l-a ridicat pe cele mai înalte. Speriat în orice caz, amenințat prin aceste piese care cădeau în jurul lui, apropiate lui. Și fără niciun succes de a se apăra. Udrea, cum s-a și spus în emisiune, a făcut denunț. Nu? N-o băga nimeni. Deci urla Udrea pe la toate posturile de televiziune. Nimeni n-o băga în seamă. Eu cred că Petrov tremura atunci. Pentru că în mod clar știa și despre el și cine manipulează informații are tot felul de informații de manipulat, nu numai o anumită informație. Ca și concluzie, domnule Harnagea, ceea ce s-a întâmplat acum două zile putem spune că este un moment T0 în legătură cu statul, cu destructurarea statului paralel? Nu, eu cred că este mai mult, hai să spunem, un șoc la nivelul structurilor de informații și mai ales la nivelul celor care mai sunt personaje de genul ăsta care consideră că dacă au funcționat la un nivel superior, își pot folosi informațiile, resursele,
în sfârșit, toate legăturile pe care le-au avut, cât erau în structurile statului. Este un șoc, fiindcă eu în 30 de ani nu am auzit poate încă 2-3 exemple ca un ofițer la nivelul pe care l-a avut domnul Coldea să ajungă în fața procurorilor cu asemenea acuzații și cu asemenea fapte. Ca orice muritor de rând, tratat ca orice muritor de rând. Mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru comentarii. Trebuie să rămâneți alături de noi pentru că avem noi dezvăluiri în cazul acestei mega anchete în care este implicat până peste cap Florian Coldea. Ioan Corpuș vine cu toate datele. Ioan, bună seara! Bună seara, Violeta, stimați telespectatori, o ediție explozivă în seara marilor dezvăluiri. Doamnelor și domnilor, denunțătorul generalilor vine în această seară aici, la România TV. Veți afla de la el cum adunau Coldea și Dumbravă șpaga de la afaceriști, cum negociau stăpânii României șpaga de la patroni. Coldea și Dumbravă amenințări mafiote, noi înregistrări, doamnelor și domnilor. Aici, în această seară, o nouă înregistrare bombă, cum acționa exact rețeaua Coldea. Bomba serii, unul dintre inculpați, gata să-i toarne pe toți. Fișierele secrete din vila lui Coldea vor fi percheziții în următoarele ore. Avocatul din Caracatița Coldea e disperat, ce probe șterge. Tot aici, în direct, oamenii nenorociți de Coldea vin cu mărturii cumplite. Sistemul prin care operau mafioții din Caracatița Coldea. Regele cătușelor tremură, urmează noi denunțuri. Avem și noi filmări cu rețeaua destrăbălării omului cheie al statului. Doamnelor și domnilor, bătaia din Parlamentul României, răsturnare de situație. O să vedeți filmul complet. Ce nu s-a văzut până în acest moment? Încăierarea bărbaților de stat. Să vedeți cum se trag de păr și se mușcă. Bătaie ca femeile. Revoltător. Apoi vom merge în țara care își eutanasiază săracii, doamnelor și domnilor. O să vedeți ce se întâmplă acolo. Cum progresiștii au ajuns să își ucidă pensionarii. Tot aici ancheta oamenilor uciși în Spitalul Groazei din București. Încă 30 de morți în 2 zile, dar și interviul serii cu campionul care a înviat din morți de 2 ori. Stați cu noi în direct imediat.